Salut și bine v-am găsit la un nou vlog cu pescuit. Bineînțeles, unde îmi place mie cel mai mult, la Zaga Zaga. Și vreau să vă zic de la început de codul meu de reducere, IBM10 la ei pe site. Acolo puteți băga codul și aveți reducere la cazări pe site online, da? Ca să ne înțelegem. Că mulți mai vin aici la recepție și spun de codul meu, nu este valabil, doar pe site este valabil când vă faceți rezervarea. Întrag puțin așa aerul pentru că am cărat niște bagaje. De data asta e mult mai special, de mult așteptam. Fim cazați aici la casa de pe insulop. Practic, o să vedeți imediat, este o insulă și casa în mijloc și înconjurată de apă. Nu vine nimeni la tine, ești doar tu cât ești cazat aici. Tura trecută stăteam undeva pe partea la căsuțe, dar o să vedeți imediat că acum nu cred că se vede cum trebuie. Așa că haideți cu mine să vedeți, să vă fac turul. Căsuțele acelea știți cum sunt, dar aici e pe cu totul altceva. Haide! Imaginați-vă aici vara frumos când e cald și stai până dimineața la un șpriț, la una alta. Acum te cam bagă frigul în casă, dar nu asta e problema la mine. Vântul e o problemă mare când merg la pescuit, nu-mi place deloc. O una bucată ciubăr aici, în caz de vreți să stați frumos cu un par de vin, un alta, pac, tot ce trebuie. Aici puțin dezordine, că a venit fratele vostru în fugă și a lăsat toate astea aici, așa să fac rep de un tur. Așa că după mă apuc să mintim toate astea la pescuit, că știți cum e, la 6-7 deja e bezna, e întuneric. Asta e pontonul meu, aici ai un leagăn, de asta este fascinat Andreea, ar sta aici, am continuu. Mi se pare perfect de stat așa aici. Da, uite, asta e pontonul meu de pescuit. Două șezlonguri vara să stați așa la bronzat. Pontonul meu de pescuit aici, am și bărcuță, poți să te duci cu ea, să te plimbi, nu știu. E prima dată nici eu. Și acolo stăteam înainte. Ah, ok, chiar. Acolo sunt căsuțele unde stăteam noi înainte, cazați, vedeți? Tot rândul ăla așa și mai sunt și pe colț în partea aia acolo. Oh, e cu totul altceva. Wow. Mami, și așa țin încălțat, stai puțin. Nu, no, nu, nu pot. Uite puțin. Astea sunt moartea mea, astea pufoase așa. Îmi plac rău tare de tot. Trebuie să recunoaștem, uite puțin cum arată. Nu știu, eu sunt și genul ăsta care îmi plac astea așa, mai din lemn, rustic, așa de, nu știu. Mie îmi place rău tare de tot. Da, îmi place că vibe-ul e foarte cozy așa. Asta zic, exact eu ca nu prea știu cu ăsta în engleză, vă zic pe partea mea așa, pe română, rustic, pe una alta. Da, și viu ăsta, adică imaginați-vă, stați aici pe canapea. Da, imaginați-vă aici. Pe asta voiam să le arăt. Uite puțin, cați, ești gura ta, s-a terminat șmecheria. Adică te-ai pus pe canapea și asta e ce vezi afară. Imaginați-vă cum stau aici, dacă prind un meci sau ceva la Netflix sau una alta și ia imaginați-vă. Aici lansetele, când le-am auzit, văd aici cum sună, că se văd, uite, da, pontonul vede, și cu alea, se vede? Da. Cum o e tu acolo cu tot ce vrei. Are două dormitoare, nu? Da. Deci de reținut, sunt două dormitoare, undeva la 4 oameni, cred că. Adică poți să vii două familii cum ar veni. Nu, pe bunii, vă zici, s-a ridicat părul pe mâini. Cred că nu mai dau la pești, cred că stau aici mai în cameră, că asta este. Ideea e că stai aici în pat. Stai așa, ia. Și ăsta e viu. E vrătul. Pătur. Ba. Repede, că vreau să intru la pescuit. Vezi, tot noi. Tot noi. Aici avem dușul. Frumos, frumos. Aici. Oh, e ceva. În condițiile astea nu poți să-mi spui tu mie că băi, urât la pescuit. Deci nu ai cum să-mi spui. Oricine mi-ar spune de pe canal, că mai zic unii. Da, dar mie îmi place mai mult să mă duc în sălbăticiuni și asta. Și mie îmi place. Bă, și eu nu vă gândiți că eu sunt crescut, trăit în lux sau unde din astea. Recunoașteți acum, hai să o dăm, ce să mai. Nu poți să zici că e urât și ai prefera să stai stibată vântul undeva pe sire decât să stai într-o din asta. Nu poți să-mi spui tu mie că... Hai să fim serioși totuși. Da, clar, e bine oricum să împarți experiențele în așa fel încât să ai parte și de asta și de aia. Trăiesc și așa, trăiesc și acolo, că pe mine m-a cunoscut și sărăcia. Și și asta, și ce zic, adică nu e o experiență complet diferită să te duci în sălbăticie și să dai normal, pești acolo, dar deci mulți, na, e bine să le bifezi pe amândouă, să zic așa. Scuzați că pun picioarele pe masă, dar chiar trebuie să fac cadrul ăsta, așa că n-am cum. Imaginați-vă deci eu aici, da? 2-3 dimineața, frumos, un par de vin, acolo frumos ceva la televizor, sună ăla, pac, am ieșit, m-am dus cu alea lansetele mele, un crap, un alta, bine, sper să fie și crapul, dacă nu tai partea asta la montaj și zic că am venit doar așa ca să stau în căsuța asta. Mă pun să mă instalez, să-mi scot tot ce trebuie, lansete, bărci, bărcuții, nadă, pau, bau, ce am eu aici și să văd cum plantez cu bărcuța pentru că-s valuri destul de mari și n-aș vrea să risc să-mi răstoarne bărcuța și să rămân fără ea să văd că vreau 2500 de lei. Apă cum ar veni. Partida asta vreau să prind și un ten, adică am venit pregătit să dau și la ten, acum să vedem dacă prind, dacă intră ceva, nu știu, habar n-am. Dacă nu, să tai la montaj. Și dacă nu mă fugărești vântul ăsta în casă și vremea asta, dacă nu începi și ploaia și toate astea. Cărlic tot ce trebuie, cu un boilis și cu un pop-up din ăsta, echilibrat tot ce trebuie. Vedeți că am lăsat de la cărlic de aici până la boilis, am lăsat spațiu mai mare. Am învățat și eu pe parcurs, nu vă gândiți că știam sau așa.
pe YouTube de la alți pescari profesioniști. Am înțeles că dacă lași distanța asta mai mare între cârlig și boilies, practic selectezi pești, adică poate să intre pești mai mari, nu mai vin chiar aia mai micuți așa. La aia acolo am boabe de porumb pentru ten. Acum, dacă vrea tenul, bine, dacă nu, n-am ce să-i fac. Ăsta mi-au rămas de data trecută și am zis, bă, de ce să nu încep pe celelalte, hai să le consumăm pe astea. Nu vă gândiți că am venit cu o cutie la mine de am cărat-o și eu și domnul ăla care ne-a adus, are vreo 30 de kg de boile. Mai mult ca data trecută, ca să înțelegeți, adică... Ca să înțelegeți, da? Și mulți îmi sunt, Bogdan, tu te duci să hrănești pești, bă, fraților, așa e la crap. La crap trebuie să nădești, să aștepți, nu-i pui 3 firii de mâncare și gata, prinzi 3 zile pești în continuu. Trebuie să-l aduni, să vină peștele, să una alta. Eu, ca să înțelegeți, nu mă dau acum mare pescar profesionist, explic pentru unii copii care se uită la mine și poate, nu știu, nu înțeleg sau habar n-am. Am schimbat și firul la lansete, am pus alt fir, bine, e același fir, doar că l-am schimbat, pentru că, na, v-am zis, învăț și eu pe parcurs, înainte când plantam cu frâna slăbită și foarte mulți mi-au zis că atunci când tragi firul, el se trage, se întinde cum ar veni și se subțiază și se făcuse așa, era acordeon firul. Și l-am schimbat. Da, învăț și eu pe parcurs că nu știu ce vreți, asta este. Bine, mai sunt unii, scuzați-mă pe mine. Eu am zis mereu, eu vin la relaxare, îmi place dacă prind, dacă nu, îmi place stau așa pe apă, e tot ce trebuie, e plăcerea mea. Da, sunt unii, îmi dau niște sfaturi. V-am zis, nu știu eu cu pescuitul, dar unii biții, cred că mai mult și tu ca ei. Bă, unii vorbesc ca să afli întreabă, bă, nu sunt chiar așa prost, în 2-3 ani am mai învățat și eu una alta, adică știu ce o să fac o diferență așa. Unii comentează de... Aoleu, mama, bine vă apucați de tenis, de picior, nu știu, de altceva, pe bune. Eu unde nu știu, nu mă bag tac din gură, adică, bă, dacă nu știu, hai, nu văd de treaba mea, nu zic nimic. Au început să-mi curgă muci, vine sezonul și mucilor. Și eu la fel sunt. Sezonul mucilor. Deci, cred că mie o să-mi ajung așa până jos aici, pentru că sunt în spatele camerei și nu vreau să fac așa să audă, știi? Sincer să vă zic cât îmi place mie la pescuit și Costa, dar abia aștept să o plantez și pasta și să mă pun acolo. Uitați-vă un pic, s-au aprins și beculețele și tot arată așa și mai rustic, așa, și mai cozy. Și mai, biti, râzi de mine cu engleza, dar tu mai devreme ai zis, și după la final ai zis, eu pescuiesc for fun. Aveți și dumneavoastră niște engleze aici la colțul gurii, nu vă supărați. Aștept-o? Mai e? Și apropo, mulți mi-au spus, Bogdan, dar aici există doar crap? Nu există doar crap. Este și ten, și crap, și som, și știucă, și la spinning merge bine. Deci eu mă schimbasem și mă pusesem bine acolo pe canapea și eram sigură că până seara târziu nu avem cum să ne mișcăm și n-ar rost să mă chin. Și ce mă pusesem eu cu o păturică așa, am dat drumul la televizor, păi am să-mi fac un ceai și dintr-o dată, gălăgie, se întâmpla ceva. Stai, mă! Bine ai venit! L-avem pe primul pe zi. Ce superb e! Dăm și apa jos ca să nu zică haterii că l-am cântărit cu apă și ce zic? Opa! 8 kg și un pic, 8400 cam aici. 400? Opa, nu vreau să-mi scap. Vezi, de asta e bine să aveți saltea. Și mereu deasupra, ridicat aici, nu prea sus, nu prea în față. Că după e problema. E ok, da? Mm-hmm. Opa. Ia să vedem aici unde l-am înțepat. Pac, 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 pac. Gata, îi mulțumim. Deci eu am intrat puțin acum până în casă, pentru că trebuie să mă duc la restaurant să aduc niște mâncare. De obicei pot să comand direct de aici, doar că astăzi nu cred că e cineva la room service, nu? Și acum am pus-o să îmbraci ca să-i fac instructajul în caz de trage vreun pește, ca să știe ce să facă cu frâna, cu astea, cum să mulneze una alta. Adică cred că știe așa, dar să fiu eu sigur că îi mai explic o dată. Dacă m-am mâncat undeva și o nevastă de pescar, acum trebuie să pescuiesc. N-ai ce să faci, asta este, haide. Uite cât de frumos se vede. Și cu căsuțele acolo s-au aprins luminele peste tot, tot ce trebuie. Deci, vino încoace. Vino încoace cu mine. Să presupunem, deci acum tutorial, să vedem ce știi ca să înțelegi. Să presupunem acum că a tras la asta de aici. Ce faci tu în timpul ăsta? De stația sună, tu ce faci? Cobor repede de acolo din casă ușor să nu cazi pe aici. Ce faci tu? Deci tragi la asta prima. Deci primul lucru pe care îl faci. Un pic frâna. Frâna o strângi de tot, nu un pic. Ok, am crezut cu un pic. O strângi de tot, da? Deci îi dai... Trag de ea și încep să mulinez. Ce poți să fac? Deci o ridici ușor, nu tragi tare. O ridici ușor.
Și cum mulinezi, ia, cum mulinezi, cum? Cum e mișcarea? Mișcarea. Nu așa. Cum faci cu bățul, ia? Când fac așa, trag, așa. După aia... Aia zic, după aia iar. Știi, și iar, știi. Și iar. Așa, bravo. Da, nu trebuie să facem destul. Facem tutorial din ăsta. Bă, uite cum se vede pe spate. Știu, am mai mulinat gen și lanseta goală și lanseta cu nu, dar ai prins și cu crab, dar s-a scăpat aici, la mal, știi? Sperăm să nu avem vreo trăsătură și să mă întorc eu, ca să fii ce trebuie să nu o pun aici la treabă. Uite-l cum pleacă. 3 secunde mai târziu. Uite-l, uite-l. Vino să vezi. Ia uite-l. Îl vezi? Da. Stai pe loc, că trebuia să mă duc după mâncare. Deci nici n-am apucat să intrăm în casă, ca să înțelegeți. După ce mi-a făcut instructajul. Îl sparg. E nervos. A? E supărat. N-au obosit, face numai scheme. E nervos asta. Mhm. E foarte mic, dacă mă uit așa la el, nici n-ar trebui să fac atâta gură. Asta dacă are undeva la 5 kg, e bun. Bă, nu o să te țin mult, promit. Că mi-este și mie foame, cum ți-a fost și ție. Stai să-mi aduc cântarul și apă. Dar arunc cântarul ăsta, mi-au cântar data viitoare, o să vedeți cântar la 10 milioane mi-au. E cea mai trompetă, am dat 100 de lei, păi am crezut că nu adevărat, nu o să-și ia cântar la 10 milioane. Bine, am glumit și eu acum, nu știu voi. 6800. Ohoho. 6700, pe aici. N-am vrut să te fac chiar atât stărănesc. Ce gură mă ovare. Haide, să te duc înapoi. Băi, am revenit, am salvat situația aici. Am adus mâncare, tot ce trebuie. N-a tras nimic, a fost în regulă. Am plantat din nou lanseta cu porumb. Am pus-o iar la treabă, să vedem care-i treaba. Bine, sper să apuc să mănânc și eu ceva. Bă, și un lucru pe care nu știu dacă eu vi l-am zis, dar cred că se înțelege de la sine. Noi mereu venim aici la pescuit. Dar puteți să veniți să vă și relaxați, nu neapărat să dați la pești, ca să înțelegeți. Adică nu trebuie să vii la Zaga și neapărat doar și... cei care pescuiesc. Da, poți să vii să stai aici. Da, căsuțe special pentru cei care vor doar să relaxeze. Dar și la astea poți să stai, adică nu e nicio problemă. Sunt căsuțele din copac care au ciubăr, sunt mai multe, adică nu trebuie să vii doar dacă ești pescar. Ca să se înțeleagă, poate lumea crede, știi, mă, poți să te duci doar, nu, eu vin că mi-mi place, adică eu nu pot să vin aici să stau, ok, îmi place, superb, și cu balta în față și cu sculii să-mi dau la pești, păi eu nebunesc, mai veni stau acasă, dar eu sunt cu pescuitul, sunt nebunii de pescuit și-ți prea bine. Dar sunt oameni care vin și efectiv nu dau la pescuit, eu aveam lângă mine acolo la căsuții când stăteam, oameni care efectiv nu dau la pești, veneau doar să relaxeze și atât, adică n-aveau treabă cu pescuitul. Și acum, ca să vedeți ce mi-am comandat eu, direct pizza cu zacuscă, că e cu zacuscă de pește și știți că am voit să mănânc pește și asta e ok, mă înțeleg bine cu ea. Și Andreea, bineînțeles, și-a luat aici un burger din ăsta de vită și vă zic eu acum de ce mănânc așa un cartof, pentru că așteaptă să închid camera ca să poată să bagi gura în ăsta, că să faci numai din ăsta. Da, eu vreau să fac direct așa, încerc scuze dacă vă fac poftă, dar nu știu cum să vă zic. Revin după ce termin de mâncat și sper să mai revin cu una bucată crab. Pizza cu zacuscă e preferata mea, aici, ca să știți. Bine, nici nu mănânc alt gen de pizza. Așa mă mănânc cu pește și îmi place mult. E cu zacuscă de pește. Zacuscă de pește? Da. Nu, eu ți-a terminat șmecheria. Cum e? Nu zic doar așa, ca să-l auzi pe asta, că nu mai am luam, că trebuie să mănânc, mi-e foame, nu știu cum să zic. Asta doar așa, la mișto. Oh, altceva? Vezi frigii, da? Da, mă, invita. Vedeți cine are grijă de mine, că stau afară acolo în frig, mi-am făcut ceva frumos. Nu v-am făcut update, vedeți că am ceva nou în setup, da? Adică să nu mai iau discuții, că toată lumea, Bogdan, trebuia să iau lanterna aia de cap, că nu știu ce. Lanterna de cap, da, ca să ne înțelegem. Ca idee. Ia, știți că am făcut clipul ăla cu imaginea acolo.
Bă, să mai iau un lac de ceai de aici, mă, să mai bem o guriță de ceai. Ia să vedem. Bun ceai, bun. M-am înghețat puțin mâinile. Eu nu înțeleg de ce stai afară. Nu știu, bă, ăștia care sunt cu pescuitul, nu știu, cred că mă înțelegeți, da? Nu știu, mă, iubita, e vibe-ul ăla așa, nu știu să-ți explic. Cu toate cam asta și sună, poți să fiu oriunde și da, când dorm, știți? Da, cu iubita ta la fel, dorm. Nu știu, mă, să văd o baltă acolo, să mă uit așa cu ochii la baltă, așa, mă uit așa, nu știu să-ți explic. Adică multă lume sigur nu înțelege, dar unii sunt sigur că înțeleg care sunt cu pescuitul cu ăsta. Dar mai ai 3 zile la dispoziție, să te uiți la baltă. Îți pare că e puțin oricum. Băi, vă zic și o bună dimineața. Aseară n-am mai filmat nimic pentru că n-am mai avut nicio trăsătură. Adică începusem destul de bine cu acei doi crapi la porumb și am zis că, bă, până dimineață sigur mai intră ceva, dar n-am mai mișcat nimic, așa că ne-am băgat la somn. Ten. Gata, mă, băieți, mă, l-am luat singur. Pregătiți să vezi tenul ăsta? E un ten? E gata, că l-am scos. Oh, ai dat și rec. Da, cum? Of! Dar ce se întâmplă? Mamă, ce mare e! Asta-i, tate! E superb! M-a făcut praf! M-a udat în ultimul hal. Uite puțin! M-am făcut freașcă tot, sunt toți, din cap până în picioare. Și eu sunt. 12. 12 chile? Cum ajunge o leacă sus? Cum face figuri? Aia zic, aia zic. Hai frumuseții că m-ai distrus. Mi-a luat toată energia din mine. Hai, mă lua cât de oxigen. Și a plecat și oxigen că s-a dus. Îl vezi? Da. Sunteți pregătiți?
N-am apucat să mă schimb. Hai că-s pregătit. E aici. Suntem bine. A? Suntem bine. Uite, ăsta și are și semne aici pe burtă. Ăla era clean, curat. Da, bine, n-are cum, n-avea când să ajungă până acolo. Și oricum, pe ăla am dat cu din aia mov la gură. Uite, eu așa cum a spătat și am băgat mâinile în apă. Da. Ăsta e altul. Ce părere ai? Am vrut ten, a venit tenul unul după altul, nu mă așteptam. Îl distrug, abia aștept să plantez din nou. Ia. Stai așa că ăla o razna, ăsta ți-am scântat la 10 milioane meu. N-ai adevărat, băiți. 0-0, da? Da. Trebuie să văd și eu. 12 și un pic. Da. Ești tot cam așa. 11,95, uite. Că a rămas acum. 11,95, ok. Îl vezi? Da. Ha, plus 12, dacă 12. Mai dai și sligul ăsta care cântărește vreo 500 de grame, 700 de grame, ceva hai, de genul. Hai, 11. Un 10, zic eu, aproape, cam așa. Un 10 și ceva. Uite, vezi? Are aici, la codiță, o dată. Ia să-i dăm și la gură. Cred că ajungi, nu? Da, cred că l-am prins. Eu zic că e suficient. Da, mă, mulțumesc. Mă aștept să mă schimb și după aia descurcăm, plantăm. Sunt bucuros rău de tot, jur. Nu știu, sunt bucuros. N-am prins niciodată eu. Poate pentru voi, unii dintre voi nu-i ceva wow. Și cu siguranță unii dintre voi ați prins pește mult mai mare, mult mai mari ca ăsta, ca tenul ăsta și crab. Dar eu mă bucur de fiecare pește și dacă e atâta și atâta și atâta, până la urmă, asta e bucurie. Ai văzut vreodată așa, sportul ăsta? Am revenit îmbrăcat frumos, m-am schimbat tot ce trebuie. Mă bag înapoi la plantat că vreau să mai vină tenis sau crape, bineînțeles. Bun, o ducem înapoi acolo unde știm noi locul nostru, frumos. Oricum am învățat balta și o știu pe de rost, adică cam știu unde trebuie să mă duc. Da, mă sunase mama că nu știa cum să ajungă exact aici. Sper să reușească că... Nu știu cum răspund la telefon dacă mă sună iar. Crap. Crezi că nu știi? Ești mâncat, prietene. Îi trece cu aia? Da. Îl dezinfectează. Ești frumos. 10 kg, 11 kg. 10 kg, 44. E așa de cum indică că nici nu ar mai pleca. Da, pe nu mai are oxigen și i-a mețit. Cum nu mai are oxigen? De oxigen are, nu mai are dioxid de carbon, cred că. Nu, el oxigenul și-l ia din apă. Uite ce s-a zis. Da, da. Mama, am intrat și eu acum în casă, după ce am desurcat ăla de ne-am chinuit o grămadă, noroc că au venit părinții Andrei, ne-a vizitat și mama astăzi și au venit și părinții acum pe seară să vadă ce facem și noroc că ne-a ajutat taixul că am avut de descurcat, nu știu ce s-a întâmplat după ăsta ultimul crap, s-a încurcat tot, deci orice făceam s-a încurcat câte o lansetă, câte un fir. Eram patru oameni, unul avea lanternă, unul avea telefon, am vrut să iau caterul să tai tot. Da.
Nu, eu n-am, eu un an cedat și am lăsat pe ei, noroc, ne-au ajutat și am descurcat. Eu stau prost cu aici, mă enervez repede și... Răbdarea, de fapt. Da, tai tot, arunc, fac după aia, nu știu, habar n-am. Am plantat din nou într-un final după vreo 2 ore de descurcat și nu exagerez când zic 2 ore de descurcat. Și așteptăm să vedem dacă mai anunță, dacă mai intră ceva. Oricum, deja sunt foarte mulțumit de partidă până acum. Am prins și ten așa cum voiam și mi-am propus și crap, deci... Mai vreau singura chestie să-mi întreg recordul de 17 kg. Acum... E bine, acum tu le vrei pe toate odată. Ai și tu dreptate. Tura viitoare. Ne băgăm la un serial la Netflix, ne uităm la Lupin, nu? Parcă așa se numește. Lupin? Da. Am zis bine sau am zis? Da, sau depinde. Dacă pe română, cred că merge. Da, cum e? Cred că e Lupin. Gen. Lupin. Ați înțeles voi care-i treaba, îl găsiți pe Netflix, e super șmecher. S-a scos sezonul nou, așa că ne băgăm și noi să ne uităm și așteptăm să ne dea alarma aici. Cineva ne-a deranjat de la serial. Cine credeți că poate fi? Un ten sau un crap? Ia zi repede, ce crezi că poate fi? Cred că e un crap. Mamă, ce le faci? Da, le-a făcut bucăți aici. Mamă. Ia uite aici. Hai să-l cântărim să vedem care-i treaba. Nu știu, doar să fi avut noroc să nu-mi fi făcut aici mare încurcătură, dar... Băi, deci am tras foarte mult să-l aduc în partea asta aici, când ajunge aici aproape de mal, pleacă cu ea. Și nici nu poți să-i lasă frâna tare, nu? Că ar rupi. Trebuie să-i lași ceva fir să plece. Of, numai eu am bafta asta. Nu știu ce a fost cu partida asta, dar le-am făcut. De oaie le-am făcut. Zic undeva 10 kg, zic eu. Hai să vedem. 9.40. Bun. Uite ce superb, băi. Băi, superb. Chiar e. E superb, uite, de școada, mă, nu știu, îmi place rău de tot, dar și el e superb. Și mi-a alunecat mâna cu el. Ce frumos a plecat, liniștit. Să-mi trag muci, cred că mi-am tras muci tot clipul ăsta. Ideea este în felul următor, ceasul e cu unii telefonul tău. Ia să vedem cât e, 12:30. Nu, am decis amândoi, ne mai uităm aici la serial un episod, două maxim și în pat să dormim, că mai e și mâine o zi și putem să dăm la pește și mâine. Chiar vreau să stau liniștit, m-am mudat iar la picioare, ia treia preche de șosete pe care o schimb și pantalonii, mai am un rând de haine pregătit pentru mâine, nu știu dacă se usucă și totuși să ne și relaxăm, ca să zic așa, că să știți că deși îmi place foarte mult la pescuit și se spune că atunci când mergi la pescuit este o relaxare. Acum, pescare, unii dintre voi puteți confirma asta, și cei de crab, și cei, nu știu, în general, pescare. Stând treaz toată noaptea și așteptând și oricum dacă te pui la somn ești așa, adică dacă a picat un fulg pe parchet, ai auzit și te-ai trezit instant, adică dormi așa, ăla nu poți să-l numești somn, cel puțin așa fac eu. Și sincer, eu după zile de pescuit din astea așa, o ieșire din asta, eu sunt mai obosit decât am venit cum ar veni, ca să mă relaxez. Are sens ce zic? Cred că are sens, da? Ați înțeles ce vreau să zic. Doar că plăcerea e mult mai mare și nu mai bag în seamă oboseala, doar că uneori mă ia și pe mine și m-a luat și spatele și ăstea. Chiar vreau să mă odihnesc și mâine dimineață să fiu în forță iar ca să îi dăm forță și mâine toată ziua, poate mai prindem ceva pește. Da, deci asta e treaba, ne vedem mâine dimineață, ne mai uităm puțin aici și ne băgăm la somn. Ne vedem dimineața. Bună dimineața, s-a trezit și fratele vostru, Andreea încă doarme. E undeva la 8 ceasul, astăzi vremea cam înorat așa afară, ia uitați. Sperăm să nu-i da cu ploaie. Mai stau așa 5 minute și mă bag la planta, vă dați seama că mă bag pe ele imediat, nu stau, nu pierd timpul. Eu zic că spargem și astăzi. Ultima zi, dar zic că dăm în el tare și azi. Fratele vostru direct în drill, forță. Abia ce plantați am acum, cred că jumătate de oră. Și ce credeți? Haide să vedem ce a intrat, crap sau ten. Ce mai frumos de atât ai azi? Bine, în afară de soția mea. Oh. Ascultăm așa, de sunt pescuit. Oh, mulțumesc, dar ce compliment. De unde a venit asta? Inspirația. E micuț de aia nostru. Da. E micuț de aia nostru. Salut. Cum ai zis? Și mă bucur că a venit pe zi ca să-i vedem și noi gurița. Se vadă frumos, nu? Da. Ura! Astăzi
La următoarea trăsătură este rândul tău, ca să știi. Da? Da, nu știu, dacă mă țin mânuțele. Promit. Să aduc așa un... Când nu mai poți sau așa, o să te ajut eu, nu-i problemă. Dar e rândul tău la următoră. Întrebarea mea este cum vii până aici acum? Hai, cum vin? Simplu, ia fi atent. Pac! Pac! Pac, pac! Asta e problema? Ah, ok. Scuzați pe mine. Ok. Gata, hai că și revine. Gata, uite. Doar că tu în continuu, frate, când mulinezi, în continuu mi-l trage aici, așa. Ține, ține, ține. Mai tare. Wow. Deci am promis cu următorul drill, Andreea, în acțiune. Hai să te vedem. Când nu mai poți, îmi spui. Da? Hai să vedem. Hai să te descurci bine până acum. E perfect. Bravo. Bun, bun, bun. Hai să ți-am tras o frână, e cam slabă, dar e ok. Decât să-l pierdem. E bine. Bravo, bravo. Vezi că el... tinde să ducă încolo spre mal. Așa, bravo, trage-l, trage-l. Dă-te mai în față pe ponton. Vino mai aici, mai aici, că îl scăpi încolo. Mulnează, mulnează. Măi, mai, mulnează, mulnează. Nu pot fac atâtea lucruri odată. Ia, dă-ncoa. Dă că se bagă acolo. Dă-ncoa. Poți? Dă-i tu. Hai, ia. Dă-i de aici. Păi pentru ce mi-l mai dai? Că e la mal. Ia. Ia, stai aici, simți cu adevărat. Ia, ține. Păi, dacă nu-mi dă, nu? Nu, e aici, hai. Ține bine. Cum să duci, dacă duci încolo, tu-l tragi în partea asta, la altă. Hai. Nu mai mulnezi aici, doar atâta, te joci cu el, atât lași. Nu mai faci nimic, acum îl obosești, încerci să scoți cu gura afară. Hai să ia aer ca să poată să obosească. Mulnează puțin, ca să-l scoți mai sus. Acum, gata, ușor, nu tragi tare. Îl lași pe el așa ușor, că el vine. Iten. Bravo. Mamă, dar e mare rău. Vezi, nu-ți duc încolo, tu-l aduci din coace, înapoi. Ușor. Ușor. Bravo. Lasă-l să-și fac el. Ține cu două mâini, că s-ar putea să plece deodată tare și face belea. Așa, dă-i aer, așa, să ia aer afară. El cu cât e aer, cu atât obosește acum. Bravo. Tu nu faci nimic, eu, da? Tu îl ții așa. Mai adu-l puțin spre mine. Lași lanseta în jos. Stai că s-a pus el de-a curmei vișul. Lasă lanseta în jos, lasă-te în jos, ia? El cade aici. Bravo! Mamă, dar ce mare e, frate! Da, e ten. Bravo, bate pala. Tu l-ai tras, mă, pala? Bravo. E, de la jumate. Unde ești? Aici. Unde fugi? Vino încoa. Dar tu crezi că eu pot să ridic ăla? Vino încoa, să te văd. Ia-ți, mă, ia uite, mă, lași pe mine să fac treaba. Faci totul până la capăt. Nu pot să-l aduc aici, până la capăt. Mai mare decât mine. Apucă. O mână aici, una acolo, ții bine. L-ai ridicat? Nu pot. Hai. Nu pot. Poți? Nu. Hai. Nu trebuie să mă ajut că nu pot să urc pe el. Și lovim, nu uite. Rău, nu? Trebuie să leg, nu pot. Uite cât vine. N-am cum să urc niciodată. Mama mea! E gigantic! Mama mea! Ce super, băi! Mai trebuie să-mi iau ce aparat. Nu-i rupt în gură, fii atent! Doar eu, atâta! Da. E doar înțepat de mine aici. Mă, l-am înțepat eu jos acolo. Fii atent, dacă tot n-are apă, hai să-l cântărim prima dată și după să-i dăm și niște apă. Să vede? Da. 0-0, da? Hai să vedem. Fii atent. Ia fiți! 15 kg și 15 jumate. Da. Aici 15 jumate. Deci da. Suntem la aceeași. Da. Chiar ai o... Ia să-l vedem aici. Ia uite-l ce frumos e. Nice. Trebuie să poți să vii din partea asta așa de aici să vede. Să vezi cu fața. E superb. Ia uite. Și ce coadă frumoasă are. Crezi că poți să ridic la o poză? Aaaa! Bravo, băi! Păi și tu cum faci poză cu el? Păi eu cum fac? Vino și tu aici lângă mine că ne filmează David. Hai! Dă-te!
Băi, băiatule, băi, frumos mai e. Ține, ține. Uite ce frumos a plecat. Iubita, ai prins primul tău ten din ăsta, mai bătă și recordul din prima. Revenim dacă mai avem activitate. Băi, vă vine să credeți, dar de când am prins tenul acela mare cu Andreea de 15 kg, de atunci n-am mai tras niciodată. Adică a fost liniște totală ca niciuna din zile și n-am mai făcut nimic. Efectiv, am stat pe aici pe ponton, am intrat în casă, am mâncat ceva, am stat de vorbă, nimic altceva. Ne-am uitat la serial, nimic. Liniște totală. Așa că mă pun și eu să scot lansetele acum pentru că mâine dimineață plecăm și nu vreau să stau dimineața să strâng pe aici, le strâng din seara asta și ne punem și noi la somn, oricum ceasul e 1:30. Așa că nu uitați, dacă veniți să vă cazați, băgați codul LIBUM10 pentru că aveți reducere. Sezonul se încheie pe 12 noiembrie, dar se deschide când vine căldura și atunci va fi valabil și atunci. Așa că nu uitați de LIBUM10 acolo, caz de vreți să veniți, să vă relaxați, să dați la pescuit, nu știu, habar n-am ce vreți voi. Vă pup și ne vedem la următor vlog. Sper că v-a plăcut cel puțin, pentru mine a fost un vlog super mișto și o parte de forță rău de pescuit. Reușită, ca să zic așa. Gata, intrăm în casă că Andreea dârde acolo cu camera în mână. E destul de frig dacă observ, uite. Nu cred că se vede pe cameră, dar față de acum două seri, acum chiar e mult, mult mai frig, că scoți și abur din ăsta. Mă pun, strâng rebele de lansetele și direct în pat la somn. V-am pupat, pa, pa!